rejser med den i dag skal I besidde, når vi nu også spiller Champions League køkken.
CSM București a defilat în direct la TVR1 cu Zalăul lui Tadic și e lider în Liga Florilor după 4 etape. Tigroaicele au câștigat la pas 28-21. Multinaționala CSM a bifat a patra victorie în turneul de la Sfântul Gheorghe. Fără niciun caz de coronavirus, CSM pare de neoprit în acest sezon. Echipa lui Tadic nu a avut replică în fața tigroaicelor, care au punctat în prima repriză gol după gol prin Dembele și Omoreghe. A fost 6-1 și 14-7 la pauză pentru CSM. În partea a doua, Adi Vasile a rulat tot lotul și ardelencele au izbutit să reducă diferența. Bucureștencele au exersat pentru meciul cu Crim din Liga Campionilor de săptămâna viitoare. Și-au câștigat cu Zalău lejer la 7 goluri. Este un meci bun, o victorie bună și importantă pentru noi. Recunosc diferența de valoare, e rezultat oarecum normal, dar mă deranjează și mă intrigă. Thank you.
The goal does not count. Ce este final de meci? Scor final. CSM București 22, Rostov Don 27.
începe acest meci cu Mina în atac. Diana Ciulei și Ana Maria Stoia sunt cele două arbitre ale acestui partid. Aici e foarte bine portarul național. Excelent. Neagu pasă în spate la Omoregi, așa s-a plângește în extremă și Dembele. Din nou pivotul de suedez în circulație. Acevici! Ala așteaptă mingea de la Lazovic. Sunteți de pata pivot, scapă Neagu. Neagu. Neagu i-a făcut un culoar foarte bun. Pasă lungă pe Cozana, sărăție, cum echipul, sărăție! Neagu, magicau la urmă cu lindă, scapă de adversar! Ținută om la om de popa, sisteme defensive în alternanță pe care le încearcă Bocin Căpucescu. Ofenta și Grubici! Scapă, o plăcă, pasă lungă pe contra-atac și înscrie! La niște cele mai aspre înfrânge din istoria Napoli cu Unii Românești. Neagu, la Zomorete, pune pe contra-atac pe Neagu! Oho! Neagu, Neagu pasă la pivot, Vinca! Popa la pivot! Popa lasă în spate, pasă la pivot, excelent, se refugă, scapă Popa, pleacă pe contra-atac, Dembele! Popa, Popa păjunde! Asta a fost unul pe care l-a spus arbitrii, pasă pentru Limblă! Ce se meu! Se gătește și meciul cu Viper decisiv. Armel Martin, Lazovic! Lazovic! Le primește Lazovic! Lazovic! Neacu pasă pentru Vila Pisa! Nici pasă din slăitură! Neacu joacă mingea la extremă, Dembele! E o diferență considerabilă, a revenit Elena Lafco, iată-o pe Lafco! Se lasă, pasă pentru Lafco, Popa lasă în extremă, Fugita, plutește, se împinge, joacă pe partea opusă acum, Popa cerca depășirea pe piruetă, pasă în extremă, gata, Araujo, Bucă! Ia dacă de Lafco, din nou Kovacevic, Lafco, Kovacevic, aruncă, dar Dedu reușește să prindă, recuperează Fugita, aruncă, mingea peste foarte reuze secunde, erau 8 goluri, diferență pe tabelă, la Lazlo, pasă pentru Kovacevic! Pasă în extrem! Pasă pentru Martin! Vedem reacția adversarelor! Vizinașii! Iată acum încercăm să pătrundă pasă pentru Trinkovac, care găsește pe... Convinge-mă la chisteme! Centrul CSM-ului, care să nu uităm, are 800 de hamări și Thank you.
venite în capitală cu Măzăreanu și de Paula, portărițe, iar în teren Dincă, Pistărița, Sabo, Rodriguez, Santos, Oano. În acțiunea insistențele și o pasă foarte bună a lui Neagu, 2-0. Încă și Brunca, care va intrat cu cantonamente. Cu efect spre interior, Ilina, și Stărița ce spațiu acolo și... Mbele, Lazovic, Pintea, prima minge. Stărița, Dincă, pe extremă. Situația a fost destul de incertă în acest moment, foarte multe oferte pentru jucătoare. Excelent. Combinația, același șapte în teren până acum. Prima eliminare a acestui meci. Luna că profită. Se înaltă și aruncă. Luasă aici, se negrențele Radicevic și Mehmedovic. Istorica acestui mult, Stărița. Irina marchează, Petru. Stărița, rație liberă, dar aruncă la Vinclu. Smets, Neagu, Neagu. Înșeaptă și Silvia Sabo. Aruncă. Rezultat surprinzător în polivalenta bucureșteană. Cricovac, Neagu, are culoare, Neagu, va arunca. În continuare, multe momente. Se pare că CSM-ul pasează destul de lent. Dembele are culoare pentru Lazovic. Neagu. Sunt aproape permanent în teren pe fază ofensivă. Cristina aruncă 17 cu celelalte jucători de astăzi. Mișterița, Orațiu Pașca a intrat și Angela Stoica la CSM. Dintă, Pulisic, 1-1. Pulisic, Stoica, are spațiu, ce bine mă prunde. Neagu, în serie, sunt mugura și sunt vie în aur. De la 7 și în serie este CSM Lipița, 25-20. Neagu, lăsat. Cristian are culoar, pătrunde. Se pare cu mult fair play. Cristiano, polivalenta din capitală, CSM Gloria, 27-21, din Gloria, cu mare cuza la acest meci. Pasă, primește film. Finalizare, dreapta extremă, Rasiu. La absența lui Omoreghi, susține cum ați zis pe dreapta. Lazovic așteaptă, tira mintea perfectă. Multă mișcare la linia de 9 metri, multe schimbări de locuri care încearcă să detalizeze al defensiva, pentru cu prestații remarcabile solide în acest sezon. Aruncă de pe picioare! Zaki, încearcă să pătrundă prin doua sare, Dimitrovic! Sare, secunde câștigate de CSM. Zaki, din nou Dimitrovic. Aruncă! Încul 13. Zaki, foarte subiectivă, Carmen Marnic. Dar nu a speculat. Dimitrovic, mai important lucru pentru echipa lui Neven Cupes. Ce schimbare de direcție! A realizat video mulți ani la Naționala Norvegia, la Băiescu și la Petescu și la Naționala Rusu. Pasă lungă pe contrata. Dembele, Dembele, singură cu portarul, ca pe repede. Miric, Dimitrovic, aruncă de pe picioare, tot potărește poate. Miric, aruncă și înscrie! Ne-a avut o răcetală, pasă superbă și ce catching bun a avut! S-a apropiat dreapta de adversare și lent. Ne-a avut pasă la pivot. Excelentă pirueta și... Ne-a avut la construcție. Lazovic, de contact. Nicola, acum. Jipa. Încearcă să facă blocaj acolo în cea doua pălătoare, Lazovic. Dacă, dacă, frumos, a dus pe exterior.
Iată pe care Marin revenind pe teren. Îți revin la formație de se mergurie 17 ani. Lazovi, Stegin, vedem dezolvarea lui Dache, ingenioasă pe pădurile, dar acolo este Kovicic care hermetizează poarta și vine un nou contra-atac. Carmen Marti, de data aceasta lui Greșescu. Încă 6 minute mai durează un timp Brăile, care nu mai încearcă absolut la această partidă. Aruncare lipsă de Englo. Buena Milici, dar Vintea. Și din nou Vintea, la care... Aneta Odistoiu Sfânta pe spate. De exemplu, pentru ce se mai Ale joc!
Spre că am reușit să câștigăm acest meci, e foarte important pentru noi. Mă bucur la fel foarte mult că am fost o echipă unită și că, așa cum spun eu de fiecare dată, cărămidă cu cărămidă și la final am reușit să câștigăm. Florentin Pera a spus că a încercat să vă anihileze pe tine și pe Neagu, dar a jucat fenomenal. Am încercat tot felul de sisteme și și a prins o zi incredibilă. Da, mă bucur foarte mult că toate, deci de la un capăt la celălalt, am pus osul la bătaie și ne-a ieșit astăzi. Deci chiar sunt foarte fericită că am câștigat. Vine o dublă în Champions League cu Vâlcea. Cum o vezi așa? Da, doar ce a trecut meciul acesta. Avem timp să ne gândim și la următoarele meciuri. Tot la fel ne dorim foarte mult să fim, în primul rând, să fim sănătoase și colegele celelalte să-și revină și să nu fie prea grav și să revină mai puternice pe teren. Victorie și pentru Adi Vasile, care a fost acasă la... Da, mă gândesc asta cu sufletul la gură. Nu este ușor să stai în fața televizorului. Am simțit-o și eu, dar mai ales din postura lui. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm și că și el de acasă se bucură alături de noi. Ultima întrebare, Crina. Campionatul e lung, e adevărat. Ați luat o opțiune totuși importantă azi cu această victorie în fața contracandidatei? Da, normal. Vă dați seama că orice victorie e foarte importantă pentru finalul sezonului. Iulia,
meci excepțional, făcut de toată lumea, cu situația creată, cu DSP-ul, se joacă, nu se joacă, ați avut multe absențe. Cum a fost de pe bancă așa? Într-adevăr a fost greu, știam că va fi un meci greu. Știam că se va juca, nu s-a pus, probabil de asta am fost și atât de motivate, pentru că în capul nostru nu s-a pus niciodată problema să nu jucăm acest meci, decât dacă am fi avut atât de multe cazuri încât nu am fi putut juca. Dar probabil v-am zis, de asta am luptat în halul ăsta, nu ne-a fost frică, n-a fost o secundă în capul nostru, nu vom juca meciul ăsta, nu. Pentru că anul ăsta este foarte mult și despre supraviețuire, nu ține de noi faptul că ne îmbolnăvim sau nu, ne protejăm cât de mult putem. Și suntem aici să ne facem datorie. Cum a fost să fii principal astăzi? Emoții în plus, ceva? Da, poate niște emoții constructive, dar pentru mine nu neapărat ca o presiune, vă dați seama. Nu m-am considerat antrenor principal astăzi. Mi-am făcut în continuare datoria pe care o fac și când e Adi, la fel. Deocamdată sunt un antrenor în devenire. Nu mă consider încă, am foarte multe de învățat, sunt la început. Mulțumesc că am această șansă de a fi aici în continuare și încerc să dau din puterea mea, din experiența mea și din motivația pe care o am. Ce le-a spus fetelor înaintea meciului? Le-am văzut foarte motivate, au intrat incredibil pe teren, demobilizate toate. Sunt foarte multe lucruri, da, pe care le-am spus. Singurul lucru le-am zis că noi n-am venit aici că avem o șansă, am venit aici cu gândul doar să câștigăm. Despre asta a fost vorba, am venit să luptăm la victorie, nimic altceva. Și ați câștigat, e opțiunea importantă pentru titlul, e un campionat, e adevărat, dar ați câștigat cu contracandidata, direct. Așa este, fiecare victorie, fiecare meci este important, adică cu oricine am fi jucat și câștigam, la fel de mult ne doream. Normal este, până la urmă, exact locul 1 cu locul 2, despre asta e vorba. Ne bucurăm că am câștigat, le felicit pe fete, au luptat ca niște eroine, sunt mândră de ele. Iulia, ultima întrebare, vine și o dublă cu Vâlcea, o să mai fie meciuri. Cum vezi această dublă? E Champions League, sunt ori golii mari și acolo. Da. Cum vezi? Prima oară nu aș fi vrut să cad cu o echipă din România. Noi n-am vrut să cădem cu o echipă din România, pentru că era mai frumos să avem șanse amândouă să putem merge mai departe. Din păcate, astea au fost sorții. Vă dați seama că ne dorim la fel, să câștigăm și să mergem mai departe. O să fie două duble foarte grele. Ai apucat să vorbești cu Adi după meci? Un mesaj sau ceva cu Adi Vasile? Nu. N-am apucat. O să vorbesc, am mai vorbit aleatoriu, așa, dar nu. Dedicați victoria și lui, cred că i-a fost greu din fața televizorului. În primul rând lui, în primul rând fetelor care sunt acasă, le dorim să fie bine, să însănătoșească cât mai repede și să nu aibă urmări după, normal. Yeah.
La șase. La jurnici, finalmente, greu de tocat.
Nica, omule,
de două echipe importante din Liga Zimbilor, pentru că a fost anțăcoasă. Nu dă deloc spații. We'll be right back.
vedem acest prima dat pentru Soma. Preferat adesea pe fața defensivă de cariera. Iată pe ca Soma primește spice de la CSM București. Arunca Constantinescu pierde această minge. A fost o pasă greșită a Claudiei Constantinescu. O corecție. Gol. Cetează Laura Popa. Soma pleacă pe contraatac. Luceschi își face pașii. Luceschi că Popa până Grubișici. Trecerea rapidă la faza a doua jucătoare de Mirandi Pasile, o corecție pentru Neagu, doar gol la unul Neagu. Spici, golaul, schimbare de direcție. Constantinescu pentru Popa, acum Buceschi, merge mingea până la Chiricu. Conte rămase din această primă parte a duelului. Un meci care contează la etapa cu numărul 20, Badea! O Moreghi a trecut intern, Lazovic lasă la Neagu, aruncă Neagu, este poate aduce primul gol al primei repise. Care repise se cunoște scuze? Neagu acum, pătrund de Neagu! Din nou Moreghi, Neagu acum, a pleacă mișcarea. Este rândul lui Neagu, Moreghe. Iată și reloarea față de fază. Poate a fi la postă Eliza Cristo Moreghe, care s-a Cricova s-a fost acolo în duel. Ce scuze și Bucescu pentru Vacariu. La Soma se întoarce pentru Vacariu. Aruncă Ana Maria Pantolo. Bine pe Cisnădie, trebuie să spunem că CSM București va avea un meci cu CSM Stăpânici. Deplasează contraatacul CSM, Neagu la încet, are culoar, Cristina Neagu, CSM-ului scoră 27-22, o seară așa cum vă doriți.
interesată în extremă. Este pinte. În primul rând, mă bucură foarte tare prestația noastră de astăzi și mai ales în faza de apărare. Cred că, așa gândindu-ne la 60 de minute, asta a contat foarte mult și tot timpul cred că faza de apărare pe care o faci bine îți dă foarte mult încredere în tine ca și grup. Cred că fiecare meci în sine are o poveste aparte și dacă vă uitați și la ultimele noastre meciuri cu Vâlcea, cred că fiecare meci are foarte multe lucruri diferite. Zile în care noi prindem, suntem conectate bine, zile în care Vâlcea a jucat foarte bine, cum a fost returul din play-off-ul Champions League. Așa că știam dinainte că ne așteaptă un meci cu echipă care în ultimul timp ne-am bătut tot timpul pentru trofee. E și un meci al orgolilor, e și un meci cu încărcătură. E un meci bun, cu multă sare și piper pentru toată lumea. Și mă bucur într-adevăr că am putut să facem și acest pas către finalul de campionatul. Era foarte importantă victoria de astăzi. Cred că astăzi am fost echipa mai stabilă, echipa care a jucat mai bine, mai ales pe faza de apărare, timp de 60 de minute și cred eu că scorul putea să arate chiar mai rău pentru Vâlcea și mai bine pentru noi. Pe final, sunt fericită că încă nu am câștigat matematic acest campionat, dar am pus, să spunem, o mână pe titlu. Cred că în acest sezon am dovedit cel puțin în Liga Națională că suntem cea mai bună echipă și după o perioadă grea în care am ratat calificarea în Final Four, în care am ratat calificarea la Jocurile Olimpice, suntem aproape să câștigăm campionatul național și personal sunt bucuroasă pentru lucrul ăsta. Sincer, ne dorim să terminăm acest campionat neînvinse și sper să se întâmple acest lucru. Cel mai important lucru este să terminăm sănătoase pentru că, sincer, de la junioare, nu știu, sau să spunem de la echipele naționale când jucăm la turneele finale, nu suntem obișnuite să jucăm atâtea meciuri. Este foarte greu, ne resimțim, apar din ce în ce mai multe accidentări grave și ne dorim în primul rând să terminăm sănătoase, dar și neînvinse.
cu pecate mari, pe extremă stângă. Juc, cu ce te meu și iată intercepția. Poarta este goală, iarăși se zice aproape pe... Iarăși, pasează repede în precontact. Lotului pentru campioana României, CSM București. Capitanul echipei, Cristina Neagu. Denisa Dedu. Raluca Sândulache. Diana Pânaru. Siraba Dembele. Elena Grubicici. Dragana Zvici. Ștefania Șipa. Alexandrina Barbosa, Bianca Basaliu, Andreea Glicova, Elizabeth Omoreghe, Carmen Martin, Laura Moise, Martine Smith, Gabriela Perianu, Crina Pintea, Barbara Lazovici, Denisa Vâlcan și Ștefania Stoica. Staful tehnic pentru CSM București, antrenor principal Adrian Vasile, antrenor secund Iulia Curea, antrenor cu portarii Medalia Mulabdici, doctorul formației Florin Oancea, fizioterapeut Radu Șuță, fizioterapeut Aureliana Curău, organizator competiții Ionuț Bugan și preparator fizic Dragoș Băscan. Aplauzele dumneavoastră pentru sportivele și oficialii care au dus la final probabil cel mai încercat sezon din istoria handbalului românesc. Campioana Ligii Florilor în sezonul 2020-2021, CSM București!
păcate am suferit o înfrângere astăzi. E clar că a scăzut și concentrarea noastră pe final de campionat, mai ales după ce am devenit matematic campioane, însă asta nu poate să umbrească munca noastră din acest sezon. Este un titlu pe deplin meritat, mai ales că știm că anul trecut tot noi am fi ieșit campioane, dar până la urmă ni s-a luat acest titlu, așa că este un titlu cât pentru 2 ani și suntem foarte mândre și mulțumite de acest lucru. Așteptați probabil fani în tribune, pentru că a fost un an foarte greu în acest punct de vedere, fără spectatori. Într-adevăr, știu că din sezonul următor vor avea voie și fanii să vină în tribune. Ne dorim să-i avem alături de noi, ne dorim să revenim la normalitate, atât în sport cât și în viață. Și acum urmează o vacanță bine meritată, după care ne pregătim pentru noul sezon. Fanii vor să știe când vei începe antrenamentele, știm toți că te-ai operat. Cum te simți și când vei începe antrenamentele? Mă simt bine, deocamdată toată lumea intră în vacanță, așa că nu am niciun motiv să mă grăbesc. Sper că atunci când o să înceapă pregătirea și echipa să fiu și eu într-o formă fizică bună și să încep antrenamentele cu echipa. Va fi un debut de sezon greu, aveți multe jucătoare și din cele care vin și din cele actuale care vor pleca la Olimpiadă. Vor veni târziu, Liga Campionilor începe în septembrie, Cupa României la sfârșitul lui august. Va fi greu pentru echipele care joacă în Cupele Europene și în special pentru voi. E adevărat, ne așteaptă din nou un sezon foarte greu, așa cum spuneți, vom avea puține jucătoare în pregătire. O să conteze foarte mult lucrul ăsta, pentru că vor veni fetele de la Olimpiadă, vor avea și nevoie de un pic de pauză. Nu știu cât timp de pregătire vom avea împreună și sezonul începe deja la sfârșitul lunii august. O să fie, cred că, destul de complicat, însă mai e mult până acolo. Intrăm în vacanță, avem timp să ne relaxăm, să ne gândim la ceea ce urmează și pur și simplu să uităm o perioadă de handbal, pentru că avem nevoie și de timp de respiro. Sincer, nu mi-am imaginat așa acest final de sezon. Mă imaginam în Final Four și, bineînțeles, calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă nu a fost să fie așa că pur și simplu îmi doresc pentru mine să mă relaxez, să mă odihnesc și să revin din sezonul următor cu energie bună. Titlul era matematic câștigat, parcă n-a fost suficientă concentrare pe finalul de meci? Da, într-adevăr, titlul era câștigat deja, știam de ceva timp. Cred că sunt un pic prea multe greșeli când ai 7 goluri avans de 2 ori și echipa adversă revine. Felicitări lor pentru că s-au luptat cât au putut ele de mult și, într-adevăr, la un moment dat mintea începe să fie în altă parte. Din păcate, pentru noi ar fi fost foarte frumos să terminăm cu o victorie, dar cred că acest titlu este un titlu meritat și muncit pentru toată munca asta pe care am depus-o și în sezonul ăsta și în sezonul trecut. A fost un sezon foarte greu și din puncte de vedere al pregătirii și al turneelor. Au fost meciuri infernale, voi a jucat pe mai multe planuri, ceea ce a fost și mai dificil. A fost cel mai muncit titlu? Cred că a fost un titlu foarte muncit, cred că am avut concurență bună din țară, cred că și această pandemie ne-a făcut să trebuiască să ne adaptăm la ceva ce nu știam, ce era ceva total nou. Cred că am gestionat destul de bine ca și grup tot ce s-a întâmplat în jurul nostru. N-am avut viață ușoară în ultimii 2 ani de zile și de asta îmi doresc ca pe viitor să înțelegem că trebuie să devenim și mai stabil și mai sigur, astfel încât să țintim să fim mai aproape de medaliile pe care ni le dorim să le câștigăm. Primul titlu și pentru tine ca antrenor principal e important și din acest punct de vedere. E o satisfacție profesională, cred. Este munca a mulți oameni. Dumneavoastră vedeți tot timpul aici în teren, hai să spunem, în prima linie. Cred că eu sunt doar unul din oamenii care a pus umărul la această performanță. Sunt foarte mulți oameni în club, foarte mulți oameni care ne susțin și cărora le mulțumim. Și trebuie spus, ăsta a fost deși practic un final de ciclu pentru acest grup. A fost un grup foarte bun, un grup care a înțeles să muncească foarte mult și cred că am știut să răbdăm și să suferim ca să ajungem aici. Și mă bucur foarte tare pentru colectivul pe care l-am avut. Va fi un an și mai greu, pentru că vei avea multe jucătoare și din cele care rămân în loc și din cele care vin, care vor pleca la Olimpiadă. Vor ajunge târziu, începeți în septembrie, Liga Campionilor, va fi cu adevărat greu? Foarte clar o să fie că până la începerea Cupei României vom avea o săptămână de pregătire cu toată echipa. Cred că asta se întâmplă tuturor echipelor care au multe jucătoare în loturile naționale. Pe de o parte este foarte bine, pentru că
E bine să ai reprezentante la cea mai importantă competiție. Vor fi fete care vor veni având în continuare, fiind în febra jocurilor, și vom avea câteva jucătoare care vor fi aici acasă, unde ne vom antrena, hai să spunem, într-un număr foarte restrâns, dar totuși cu un număr de jucătoare și cu un nucleu de jucătoare importante pentru jocul nostru, care vor fi aici în București. Ce le transmite fanilor CSM-ului pentru sezonul viitor? Că ne e foarte dor de ei, în primul rând, că ne este dor să vedem și să simțim din nou efectul unei polivalente pline, că de-abia așteptăm alături de noi, și ne dorim foarte mult să fim și mai buni și să-i bucurăm și mai mult. Ți-a fost greu să vezi Final Four-ul Ligii Campionilor la televizor? Da, e un moment greu, pentru că îți muncești și visezi să ajungi acolo, te vizualizezi făcând parte din acel grup. Din păcate, acel gol care a făcut diferența ca noi să nu fim acolo poate reprezenta ceva, mai să spunem, foarte ușor de rezolvat, dar cred că pentru acel gol trebuie să devenim mai buni în sezonul viitor din toate punctele de vedere.